piatră veche de secole în zidurile unei case? Da, chiar piatră din cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare. Hai să descoperi o casă de la 1920 ce ascunde o istorie aparte. Manuela Cosovanu, știi că țin foarte mult la tine. Și eu, la tine. Ești un designer foarte talentat. Mulțumesc. Și aici ne aflăm în Suceava, într-o casă de la 1920, o lucrare cu multe provocări. Da, ia, foarte multe. Ia spune-mi ce reprezintă acest perete. Asta e primul lucru care vezi când intri în casă. Asta e un perete descoperit pe parcursul șantierului. Casa a fost puțin extinsă față de proiectul inițial și ăsta era practic peretele exterior. Când s-au dat la curățat, tot manglavaițul care l-a pus pe el, s-a descoperit piatră din cetate de scaun și combinat așa cu cărmide, exact așa cum vedeți, exact așa era construit, însăilat cumva. Mai multe zone din cetate de scaun se degradau și atunci oamenii în perioada aia 1920 au și puneau în casă. Da, deci practic găsim cetatea într-o da, casă. Da, dar a fost o surpriză extraordinară, pentru că ăsta e primul lucru care îl vezi când intri în casă. Am văzut și această scară. Da, dintr-un lemn de nuc. A fost uscat de cineva din localitate timp de 5 ani și l-avea așa masiv acolo și noi l-am luat și l-am fructificat. Mie îmi place foarte mult de tine că tu folosești foarte multe resurse locale. Cât mai multe, maxim cât se poate. Practic și scara aceasta din lemn de nuc a fost făcută aici. Material, manoperă, tot. Aș vrea să mă duci mai departe în bucătărie, pentru că mi se pare foarte interesant cum faci o bucătărie să răspundă nevoilor din ziua de azi într-o casă veche. Da, și bucătărie nu mare. Mi-a plăcut foarte mult dotările pe care le-ai folosit și vreau să ne spui puțin de partea asta de plită, adică nu gaze, ci electric. De ce? Eu folosesc foarte mult electric pentru că e mult mai practică și, în general, plita pe inducție este mult mai rapidă, consumă mai puțin. Până la urmă ne îndreptăm spre o epocă în care trebuie să ne gândim și la resurse. Și aici era problematic cu gazul și atunci cea mai bună soluție era adică asta. De multe ori pentru o renovare de casă veche plita electrică ajută. Foarte mult, foarte mult și dincolo de toate câștigăm și timp. O placare foarte interesantă doar în zona de plită. Da, doar acolo, în rest e decorativă. E o placare din cupru. Wow. Deci nu imită cupru, e chiar cupru, că am tăiat-o greu cu flexul. Dar, după cum vedeți, să ținem cont că casa a fost finalizată în 2016. Noi suntem în 2023, au trecut 6-7 ani și arată foarte bine. Da, îmbătrânit da, frumos. Da, îmbătrânit frumos. Mi-a plăcut și această dotare, care e practic chiuveta din bucătărie. Foarte des folosesc cuva mare, toate dozatoarele le îngrop în blat. Nu. Mi-a plăcut această distanță față de blat. Da. Practic ai înglobat și glaful. A fost o provocare montajul acestui blat? A fost blat? O mare provocare, pentru că dacă vă uitați, el nu este blat îmbinat cu glaf, ci un blat dintr-o singură bucată de cupat. Pe un spațiu evazat, cum se făceau glafurile odată, și pe o grosime de perete de, cu termosistem, hai să zicem, până la fereastra e 60 de centimetri. Da. Deci e o provocare. Dar o meritat. Și cuarțul ăsta, de fapt nu e cuarț, e un granit ăsta, a fost un lot undeva, într-un dos de depozit, la noi în localitate, dar s-o plia perfect. Ne-a ajutat să nu se vadă nici îmbinările. Nu e o bucătărie inovatoare ca și formă și, nu știu, ultimele tipuri de materiale, dar e foarte practică. Da, e foarte practică. De ce? Pentru că îmbină toate dotările actuale și uite că după ceva timp rezistă și face față nevoilor familiei. Da, chiar îmi place că îmbătrânește frumos. Da. Mai departe, mi-a plăcut această legătură dintre bucătărie și zona de dining. Da, da, și mie și ușile astea drăguțe. Da, dar foarte mult mi-a plăcut acest capăt de perspectivă pe care l-ai creat în living. Da, da.
da. Aici, iarăși ați decopertat pereți? Da, da, cu periuță, cu mânuța. Mi-a plăcut și soluția pe care ai găsit-o pentru partea de șemineu. Da, da. Proprietarii și-au dorit șemineu? Da, și-au dorit șemineu din mai multe motive. Șemineu nu-i doar pur și simplu focul și economia care o faci tu la gaz. E vorba și emoția și comunicarea pe care o deschide în momentul când vine familia la șemineu și ei nu se putea, cred, casă din 1920 fără șemineu. Am înțeles, dar e foarte interesant cum ai integrat elemente care să aibă cumva imaginea unei case de la 1920 cu un ansamblu destul de actual. Da, da, el are o formă relativ minimalistă, dar știi cum, am făcut nu știu câte schițe ca să ne putem adapta, pentru că nu-ți poți imagina ce e în spate. O poveste și cu ele. Despre glafuri. Da, le-a turnat beneficiarul aici pe șantier. E foarte interesant când un designer se întâlnește pe șantier cu un bun arhitect, un bun proiectant și cu un beneficiar curajos. Un proprietar, nu? Da, da. Inițiativă. Inițiativă și pentru că era cumva și domeniul de activitate, cu tot ce înseamnă prefabricatele, el a turnat aceste glafuri aici, le-a vopsit pe post și a venit cu matrițe și a ștanțat tot. Din ce sunt? Sunt din ciment și sunt armate și vopsite. Bineînțeles, niciunul. Care sunt vopsite unii, poți să te asiguri că este aceeași culoare, dar o să vedeți în unele camere care sunt colorate așa și sunice în fiecare cameră. Da, o amprentă interesantă. Da, da. Cred că și casa în sine cerea ceva special în anumite puncte. Iar aici mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da, cui nu-i place, Adela? Tu îți dai seama să ai o cramă. Spune-mi, explică-mi, deci e același lemn de nuc? Da. Și l-ați făcut tot local? Da, da, un om foarte talentat, care a avut răbdare și multă... Dar știi ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că toate ușile interioare sunt deschise, dar pe aceasta ai simțit nevoia să o marchezi. Da, mai ales că aveam nucul acesta pe care îl puteam folosi, știi? Și atunci am zis că musai văd o ușă din nuc și lăsată, tratată cu ulei natural, lăsată așa, să vibreze. Wow! Tara! Wow. Tavanul ăsta, forma era și când au cumpărat proprietarii casa, numai că era tencuit. Și atunci eu trebuie să vad, hai să vedem ce e în spatele tencuierii. Și când au început să dea jos tencuiala și pe perete și pe perete, toți pereții, tot tavanul, am descoperit minunăția asta. Și cum să o acoperi? Superbe! Și da. Temperatura de aici e perfectă pentru vin? Ideală! Deci casa asta... Pentru cămară? Da. Gândită, chiar gândită. Manuela, dar e spectaculos. Deci am început cu o scară clasică și aici ne surprins cu... Ceva contemporan, vanul ăsta este metalic îmbrăcat? Nu, nu. E integral din lemn masiv de nuc. Balustradă sticlă combinată cu mâna curentă din lemn. Deci, practic, prin scara interioară ai creat o istorie a casei. Da, am integrat-o în istoria casei și aici am rupt un pic. Deci aici, practic, este zona de noapte. Da. Unde vedem aceeași tâmplărie frumoasă. Da, wow, da, toată casa. Ce cameră! Da, da. Biroul. Da, e o cameră zona foarte de citit. Curajoasă. Da, da, da. E o cameră curajoasă. Ce tavan! Wow, da, da. Și a fost o provocare. Știți cum? Câteva întâlniri pe șantier, mi-am bătut capul, mai făcut schițe, am cumpărat niște elemente gata făcute din lemn și apoi am gândit, ok, nu-i suficient, hai să mergem pe niște panouri de MDF, hai să mai creăm ceva. Și ce culoare dăm? Vreau gri închis. Păi am continuat. Simțeam nevoie de ceva mai teatral pe zona asta, știi? Da, așa cu minte. Să te joci cu istoria casei, da. Și aici avem un alt șemineu. Un alt șemineu, da, da. Care toate șemineile sunt, ai observat că nu sunt placate cu piatră foarte masiv. Da. S-a abordat un pic mai simplu, mai minimalist. Cu decorativă, m-am jucat. Tratată cu o ceară. O sau tencuială? Nu, e tencuială decorativă. Tencuială. Da, 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 rezistă mai bine. Da. Să știi că sunt foarte curioasă de faptul că ai spus de combinarea
dintre zona de dressing și spălătorie. Spălătorie. Oh, da, da, da. Oamenii sunt puțin sceptici la ideea asta, dar uite, scătorul sus, întotdeauna îl pun sus. Da. Și mașina de spălat rufe jos. Acum și practic e și comod, nu? Aici se și calcă haine. Da, da, avem o masă de călcat care se deschide undeva din zona asta. Eu cred că atunci ar fi foarte interesant să mi arăți cum arată o baie, pentru că dacă nu are mașină de spălat, sigur arată bine. Da, da, și avem și băi care n-au nici duș. Wow! Wow, da. E chiar specială. Și nu ai folosit gresia și faianța? Nu. În 2016. Asta a fost, de fapt, în 2015. Aici am folosit o decorativă, am dat ceară deasupra. O tencuială decorativă. O tencuială decorativă, da, da, așa ar fi corect. Zona de duș este separată. Da, zona de duș este separată. Avem o zonă, da. Știi, câteodată oamenii nu se gândesc că în baie poți să ai o experiență, wow, și poți să mai ieși o fereastră mare, să vezi și afară. Wow. Nu neapărat să te ascunzi, nimeni să nu te vadă. Și aici stai în cadă, poți să privești brazii. Așa ai combinat ideea de cadă freestanding, da, cu zona, da, de duș. Da. Wow. Da, are zona de... Wow. Un pat. Ai creat și tăblia asta, da, ai jucat cu culorile. Da, fabricată în România, da. E o personalizare foarte interesantă. Da, și are un aer așa. Îl simți? Da. Călduros, așa, bine să rămâi aici. Ce e cu spațiul acesta? E podul, Adela. Nu știi, wow, podul. Yes. Podul unde trebuie să arunci lucruri, dar nu. Noi l-am folosit așa, aici o canapea mare. Nu se vede acum că au crescut brazii, dar se vede cetatea. Cred Măi, că da, o să-i tundem un pic. Este fantastic să ai fereastra asta. Foarte interesantă structura asta. Da, pe care păi practic ăsta a fost cel mai bun punct de plecare. A fost adus cu greu, cu două macarale, parcă, wow, toată structura asta din fier. Și ai venit cu o zonă interesantă aici, de candelabre, de, adică ai integrat, da, cumva. Și sunt niște produse destul de comune, nu să... Dar în tot contextul ăsta... Comune pentru tine, dar pentru cine vede la televizor, nu neapărat. Dar ele nu se găsesc greu. Și se văd des prin amenajări, știi? Da, dar în contextul ăsta parcă arată altfel, nu? Trebuie, da, pusă unde trebuie. Da, da. Foarte frumos, Manuela. Îți mulțumim pentru acest Eu mulțumesc. Periplu. Da, și da. Felicitări, faceți treabă excelentă la Suceava. Da, da. Și n-aș vrea să rămână oamenii frustrați că asta e casă mare, ăștia au bani și pot să facă. Dar ideea de bază este că tu din puțin poți să faci mai mult. Și chiar câteodată e mai mare provocarea, știi? Să poți aplica prin aceleași principii, să refaci, să refolosești, să cauți, chiar și peste provocări, să cauți să le transformi în avantaje, ce pare un dezavantaj, o grindă, un stâlp, un temir ce, a, n-am casa ideală. Nu, tu poți să transformi într-un avantaj toată această situație și să fii cât mai practic. Și bineînțeles, să poți mai folosești ceva vechi, că sunt situații când noi am folosit lucruri, de exemplu, lemnul ăsta era undeva stat, undeva, dar noi i-am văzut valoarea și l-am luat. Aici arată valoros, dar acolo stat într-o stivă undeva aruncat, n-arăta valoros, știi? Da, pentru că ai pomenit de valoare, pot să închei și să spun că, uite, prin apelul la specialiști, această proprietate are plus valoare. Are plus valoare și nu ține de modă. Iată, după 7 ani, încă o, nu știu, o vedem frumos, nu? Felicitări, Manuela. Da, mulțumim. Foarte frumos. Felicitări meșterilor, proprietarilor, arhitectului. Tuturor. Mulțumim.